La începutul lunii august, grădina botanică Vasile Fati din Jibou își va deschide propria florărie. Locuitorii municipiului Zalău vor putea admira și cumpăra minunatele flori. Grădina botanică, practic, din Jibou, prin intermediul societății pe care o avem noi, Hortus Botanicus, vom deschide o florărie în Zalău, la parterul Camerei de Comerț, și care ne dorim un mod de a prezenta cetățenilor din Zalău florile mai inedit, într-un mod mai deosebit. În sensul că nu ne dorim o florărie clasică, ci ne dorim o florărie care să combine florile, natura, plantele, cu o atmosferă sau cu o experiență mai complexă și de aceea vrem să și oferim un ceai, poate o cafea mai deosebită celor care pot să stea și să se bucure de spațiul respectiv și decora ziunile interioare și inclusiv un acvariu, să facem probabil și un terariu acolo, vor fi mai deosebite, astfel încât să creăm o atmosferă, așa ne-am dorit noi, familiară cumva și plăcută celui care trece pragul și care să se poată bucura atât de plante cât și de întreaga ambianță creată în sediul respectiv. Noi estimăm că amenajarea aceasta mai durează aproximativ 2 săptămâni și undeva la începutul lunii viitoare, lunii august, va fi deschiderea oficială, când chiar vrem să facem un eveniment cu caracter simbolic, un semi-maraton între Jibou și Zalău, în care un buchet de flori, așa simbolic, alegoric, va să fie transportat de la Jibou la Zalău de către niște sportivi și să sperăm că va fi un eveniment va fi deschis publicului evenimentul ăsta și va fi un lucru frumos. Noi avem avantajul de a fi și producători de flori și deci avem florile din producția noastră, plus că avem și posibilitatea prin Hortus Botanicus să importăm direct de pe bursă, fără intermediari. Și mai mult de atât, vrem să creăm prin această acțiunea noastră o bursă română de flori, în sensul de a avea un portofoliu de producători de flori din România de bună calitate, verificat de noi și care să intermediem accesul lor la piața de desfacere a florilor românești. Nu ni se pare cumva normal ca 99% din florile care se vând în florările românești să fie produse în Olanda sau în alte părți ale lumii, de fapt, că multe sunt aduse de pe alte continente. Și producătorii români să se chinuie să vândă flori prin piețe sau prin angrouri și în alte părți unde nu reușesc. Deci să fim o placă turnantă între producătorul român de flori și cetățeanul român care primește și se bucură cu aceste flori. În sensul acesta, sigur că vor fi deschiși și altor florării cărora le putem asigura florile necesare și care doresc să vândă din florile produse de noi sau de alți producători români din portofoliul nostru. Cei care trec pragul florăriei grădinii botanice vor beneficia și de sfaturi despre îngrijirea florilor cumpărate. Va fi o persoană